suferieni este baștina multor oameni care au atins performanțe în diferite domenii și cu care noi ne mândrim. Suntem bucuroși că în cadrul proiectului Migrație și Dezvoltare Locală a fost selectat proiectul de amenajare a parcului din centrul satului Chișcăreni. De acest parc ne leagă foarte multe lucruri frumoase, multe amintiri din copilărie. Petreceam timp frumos, se făceau dansuri, jocuri, cu prietenii veneam. Mi-ar plăcea o zonă de fitness pentru a face sport, pentru a mă simți mai bine. Când vine vara sau când se încălzește afară, putem pe scena din parc să se arate de fapt seara sub cerul liber, filme. Eu vin în parc ca să mă joc cu prietenii mei și să mă înveselesc. Eu vreau în parc să fie niște tăfugane și o căsuță pentru pitici. Și-am dorit ca pe viitor să fie aceeași viață permanent în acest parc, să vină copii, să vină bunieii cu nepoții. Cu teren de joacă pentru copii, cu teren de fitness, cu iluminare nocturnă, cu videocameri pentru asigurarea securității, cu urne și cu bănci, cu copaci sădiți, parcul va deveni cel mai vizitat loc de agrement din comunitate. Costul total al proiectului este de 24,50 mii $. 9% contribuie administrația publică locală și mai puțin de 9% sunt necesare de a colecta din partea băștinașilor plecați peste hotare și cei de acasă. Avem foarte mulți migranți plecați în diferite colțuri ale lumii cu contribuții mici, dar de la un număr mare de migranți să acumulăm suma necesară pentru a implementa acest proiect. Donăm pentru că ne pasă, donăm cu drag pentru acasă. La Chișcăreni, sat frumos, să ne fie sănătos, la mulți ani satului meu să-l păzească Dumnezeu. Hai!